Domnule profesor, considerați că în zilele noastre, la mai bine de 20 de ani după Revoluție, de când comunismul a picat... 24 mai exact. Există nevoie de curaj pentru a vorbi deschis despre valorile, despre patrioții țării noastre? Trebuie să vorbim despre valorile noastre, oricum. Despre lucrurile astea trebuie să vorbim. Să nu facem din asta un act de curaj. Nu este neapărat un act de curaj. Este vorba de responsabilitatea pe care o avem față de tinerii noștri. Pentru că dacă nu le vom vorbi noi, atunci e clar că ar trebui să ne simțim vinovați. Vinovați că nu vorbim. Vinovați că nu deschidem gura. Vinovați că nu spunem ceea ce trebuie spus și despre cine trebuie spus și când trebuie spus. Vă întreb dacă este nevoie de curaj pentru că, deși se spune că cenzura a murit odată cu căderea comunismului, totuși se resimte un val de cenzură cenzurată. Da, este o cenzură. Este o cenzură asumată de mass media. Deci mass media, îmi cer iertare că sunteți reprezentant al mass media, se autocenzurează. Adică, până la urmă, de ce să vorbim noi despre Valeriu Gafencu? Mai degrabă, hai să vorbim despre nu știu care bătăuși de cartier. Nu merge. Deci, în felul acesta, cu a înlocui valorile adevărate cu false valori, ca să umplem timpul, nu ajungem nicăieri. Neamurile, popoarele trebuie să-și respecte eroii, trebuie să-și respecte martirii, trebuie să-și respecte tradiția, identitatea și cultura. Nu că sunt eu un om foarte conservator, poate că sunt, dar asta este, zic eu, un conservatorism foarte sănătos. Și identitatea, valorile noastre, tradiția, cultura, religia, istoria, acestea trebuie să ne le asumăm. Și trebuie să discutăm despre asta. Repet, în măsura în care vom vorbi, ne vom face datoria. Nu trebuie mare curaj. Iar dacă nu o să vorbim și dacă o să tăcem în continuare, atunci putem să ne simțim vinovați și pentru faptul că nu ne-am făcut datoria. A fi profesor nu înseamnă numai să faci exerciții la tablă. Înseamnă să păstrezi vie memoria tinerilor. Credeți că pot exista consecințe? Consecințe pozitive, sigur că da. Consecințe pozitive, da. Tinerii vor alege mai degrabă să rămână în România. Vor alege mai degrabă să continue efortul, lupta și munca martirilor. Nu vrea nimeni să fie martir. Nu se poate, nu putem cere cuiva să fie martir. Dar în măsura în care de exemplu, se ivește ocazia și alegi între comoditate, între superficialitate și un efort care să-ți aducă ție un deserviciu profesional, dar spunând adevărul, mai degrabă să spui adevărul, chiar cu riscul unor consecințe. Dar nu văd ce consecințe ar fi dacă pur și simplu vorbești despre neamul tău, despre tine și despre familia ta. Vă mulțumesc!